All right, are we on? Great. Once again, such a joy to be here with you this evening. Din nou este o mare bucurie pentru mine să fiu împreună cu voi în această după-amiază. I do want to give greetings from my family as well as my church family, Palm Vista Community Church back in Florida. Aș vrea să vă duc salutări din partea familiei mele, dar și din partea familiei bisericii în care slujesc, Palm Vista din Miami, Florida. I also want to give warm greetings from the Great Commission Collective back in the United States. Și în ultimul rând, aș vrea să vă salut din partea tuturor celor ce lucrează la Marea Trimitere a Statele Unite ale Americii. I know they're praying for you and they're praying for us right here tonight. Știu că ei se roagă pentru voi și se roagă pentru noi în timp ce stăm împreună în fața cuvântului în această după-amiază. Well, this evening's message is really about joy or delight. În după-amiaza aceasta, mesajul pe care l-am pentru dumneavoastră este despre bucurie sau, mai bine zis, despre desfătare. It's also about family. Dar, de asemenea, despre familie. As mentioned, I have a family back home, a wife and five children. Așa cum spuneam puțin mai devreme, când vorbesc despre familie, am acasă o soție și cinci copii. But my family is so much larger than just my wife and my children, as well as my mom, who I care for. Dar familia mea este mult mai mare decât soția mea, cei cinci copii și mama mea pe care o iubesc și de care am grijă. It's such a highlight to be here in Romania to spend time with my extended family. E așa o bucurie imensă să pot fi aici în România și să petrec timp cu familia extinsă pe care Dumnezeu mi-a dat-o. I'm speaking of you, my spiritual family. Și bineînțeles mă refer la voi, cei care reprezentați familia mea spirituală. You see, we share the same blood. Știți, noi avem același sânge. It's the blood of Jesus. Este sângele Domnului Iisus Hristos. I know that you've been studying the book of Ephesians. Știu că sunteți în perioada aceasta în cartea Efeseni. Which is a great book of the Bible to learn about the church. Și ea este o carte extraordinară care ne ajută să învățăm despre biserică. Really, the first three chapters speak of the theology of the church. What is the church? Primele trei capitole ne prezintă o teologie a bisericii. Ce este biserica? In the last three chapters, how we then should live and love as a church. Și în următoarele capitole ni se vorbește despre cum ar trebui să trăim noi, cum ar trebui să ne trăim viața noi ca biserică. And your love as a church is a powerful testimony to Jesus. Iar dragostea voastră în biserică este o mărturie puternică despre Iisus Hristos. We learn in John 13:35 that the world will know Christ by your love for one another. Din Ioan 13:35 învățăm că lumea va cunoaște despre Iisus Hristos prin dragostea noastră unul pentru celălalt. They will know of him by your love, by the way you serve one another. Lumea îl va cunoaște pe el prin dragostea voastră unul pentru altul, prin felul în care vă slujiți voi unii pe alții. They will know of Christ and his love by the way you delight in one another. Lumea îl va cunoaște pe el când voi vă veți găsi bucuria, desfătarea unul în celălalt. So this evening we're going to turn to Psalm 16 and learn a few things about delight from King David. Așa că aș vrea să vă invit în această după-amiază să deschideți Biblia voastră împreună cu mine la Psalmul 16 și vom încerca să învățăm câteva lucruri despre bucurie, despre desfătare, așa cum ne învață David. So please turn in your Bibles to Psalm chapter 16 and we're going to read verses 1 through 6 of chapter 16. Deci Psalmul 16 și ne vom uita la versetul 1 la 6. Vom citi primele 6 versete. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Amin.
So here's the question that we're going to explore in our time together. Aceasta este întrebarea la care vom încerca să medităm în timpul care ne stă înainte. Do you hear, do you delight in God's people, the church? Îți găsești tu plăcerea, desfătarea în poporul lui Dumnezeu, în oamenii din biserică? That may be an odd question to your ears, especially if you're new here. That's okay. Cred că pentru unii dintre voi întrebarea sună ciudat, mai ales dacă sunteți vizitatori ai acestei biserici și e normal să fie așa. But I'm not talking, do you love the church as a concept, as an idea? Yeah, the church, it's pretty cool. Nu, când pun întrebarea aceasta, în niciun caz nu încerc să te întreb dacă iubești biserica așa ca entitate. Pot spune, da, biserica e o chestie drăguță, da, îmi place. When I ask, do you delight in the church, what I mean is, do you delight in the people that are before you and in this local church? Când am pus întrebarea dacă te bucuri, îți găsești plăcerea în biserică, mă refer la oamenii care formează biserica, în mod special biserica aceasta. I'm talking about those seated next to you, in front of you, or behind you. Mă refer la oamenii care stau lângă tine, sau poate în fața ta, sau poate în spatele tău, chiar acum, în momentul acesta. Do you delight in them? Îți găsești plăcerea în ei? Or in the word of the psalmist, do you delight in the saints who were in the land? Sau folosind cuvintele psalmistului, îți găsești tu plăcerea în sfinții care sunt în țară? Going back to verse 3 of Psalm 16, we read, as for the saints in the land, uitați-vă, they are the excellent ones in whom all is my delight. În versetul 3, sfinții care sunt în țară, în Corinlescu spune oamenii evlavioși, în NTR cred că spune în ei cei măreți. So what exactly is this delight that King David is talking about? Sunt toată plăcerea mea. La ce se referă David când vorbește despre plăcere? That leads to the first point, the dual nature of our delight. Și primul punct pe care îl vom explora în această seară este natura duală, dublă, dacă vreți, a plăcerii noastre. In this psalm, King David, the author, is in some type of trouble. În psalmul acesta, David se pare că se află într-o încurcătură. He's feeling threatened. Este amenințat. Yet David finds comfort. Și cu toate acestea, el găsește mângâiere chiar în mijlocul acestei încurcături. He finds comfort in delighting in God and his people. Iar mângâierea pe care o experimentează David vine din Dumnezeu și din poporul lui Dumnezeu. Is that where your mind goes when things get difficult or tough? Mă întreb dacă inima ta, mintea ta, acolo se duc în momentul în care viața se complică și treci prin situații dificile, la Dumnezeu și la frați. It's so easy when things get tough to turn to other things, like food. E ușor atunci când treci prin probleme să te întorci spre tot felul de alte lucruri. Uneori ne întoarcem spre mâncare. Or the internet, or movies. Sau spre internet, sau spre filme. Sleep. Înspre a dormi. Or alcohol. Înspre alcohol. Or when things get tough, do you find yourself coming to God and to his people? Sau cumva când lucrurile se complică în viața ta, te întorci tu înspre Dumnezeu și înspre poporul lui Dumnezeu? In this psalm, David seems to find contentment by delighting in God and the saints. În psalmul acesta, David ne spune că el găsește împlinire în Dumnezeu, dar și în sfinții lui Dumnezeu. He says in verse 2, I have no good apart from you. He's speaking about God. În versetul 2 el spune, eu zic Domnului, tu ești Dumnezeul meu, tu ești singura mea fericire. Nu există altă fericire în afară de tine. Then we read in the very next verse, verse 3. Și apoi imediat în versetul următor, versetul 3, as for the saints in the land, they are the excellent ones, in whom is all my delight. Sfinții care sunt în țară, ei cei măreți, în ei este toată plăcerea mea. Wait. Stai puțin. He said, God, I have no good apart from you. Păi, prima dată ai spus, tu ești singura mea fericire, Doamne, numai în tine găsesc fericire. Yet all my delight is found in the saints. Și acum spui că toată plăcerea ta este în sfinții din țară. You see, for David, the saints are a part of the goodness of God. Dragii mei, pentru David, sfinții sunt parte din bunătatea lui Dumnezeu. David is taking inventory of God's goodness. David nu face nimic altceva decât să facă inventarul
bunătății lui Dumnezeu. David is counting his blessings. David încearcă să-și numere binecuvântările. And these blessings include the saints in the land. Și binecuvântările lui includ sfinții care sunt în țară. See, proper delight in God will always lead us to delight in those who belong to Him. Când ne găsim cu adevărat plăcerea în Dumnezeu, în mod automat ne vom găsi plăcerea și în oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. They are God's goodness and grace to us. Ei sunt manifestări ale bunătății și harului lui Dumnezeu pentru noi. God's goodness and grace to all those who place their saving faith in Christ Jesus. Dumnezeu oferă această bunătate și har tuturor celor ce își pun nădejdea, încrederea în mântuirea adusă prin harul Domnului Iisus Hristos. So who exactly are these saints in the land, the excellent ones? Let's be clear. Dar cine sunt sfinții aceștia care sunt în țară, acești oameni măreți, așa cum îi descrie David? Well, they are people who are not idolaters, verse 4. În versetul 4 înțelegem că sunt oameni care nu se închină la idoli. There are those who are faithful, who follow the Lord. Sunt oameni de asemenea credincioși care îl urmează pe Dumnezeu. When David's talking about saints, he's not talking about perfect people. Când David se referă la sfinți, el nu vorbește despre oameni perfecți. He's not referring to dead people who have been labeled as saints by the church. Nu se referă nici la oameni care au murit și care acum au primit așa eticheta aceea, titlul acela de sfinți de către o biserică. He's talking about living in perfect people with whom he knew and gathered to worship. Când el vorbește despre sfinți, el se referă la oameni vii, oameni cu care el merge să se închine înaintea lui Dumnezeu. So today when we speak about the saints, we're speaking about ordinary people in the church who are true followers of Christ. Și atunci când noi vorbim astăzi despre sfinți, vorbim despre oamenii aceia obișnuiți care îl urmează pe Iisus Hristos și care fac parte din biserica lui Iisus. It's those that David calls the excellent ones. Ei sunt aceia pe care David îi descrie ca fiind ei cei măreți. Because when David gathered with the saints, God's people, he experienced God's goodness and grace. Pentru că atunci când David se întâlnea cu poporul lui Dumnezeu, el experimenta îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. When he was together worshiping with the church, he experienced God. Când el era împreună cu biserica, pur și simplu experimenta harul lui Dumnezeu. Oh, and it brought David delight. Aș vrea să ne uităm și să experimentăm această plăcere a lui David. It brought David encouragement. I-a adus plăcere, i-a adus încurajare lui David. What a picture of the church. Ce imagine extraordinară a ceea ce este biserica. And he couldn't keep quiet. Iar David nu poate să tacă din gură când are parte de asemenea binecuvântare. David just wasn't acknowledging God's work and grace. He was verbally delighting in it. David nu folosește o figură de stil. El pur și simplu își găsea plăcerea. See, Psalm 16 is a song. It's a song to be sung. Psalmul 16 este o cântare care trebuia cântată. He's verbally delighting in those that God has placed around him, those with whom he could gather together. El verbalizează plăcerea aceasta pe care o experimenta în timp ce era împreună cu poporul lui Dumnezeu la închinare, împreună cu ei. I love the mountains. Îmi plac foarte mult munții. I love hiking in the mountains. Îmi place să mă cățăr pe munți. I love looking at mountains. Îmi place să mă uit la munți, să admir munții. But there are no mountains where I live in Florida. Dar din păcate în Florida noi nu avem niciun munte. It's one big beach or sandbar. Avem numai plaje acoperite de mult, mult nisip. Florida is totally flat. Florida este așa, întinsă ca în palmă. But several years ago I had a chance to go and live in the state of Alaska. Dar cu câtva timp în urmă am avut șansa să merg, să călătoresc și să locuiesc pentru o vreme în Alaska, în statul Alaska. In Alaska they have big mountains. Și în Alaska acolo sunt munții adevărați. I used to look out my window every morning when I lived in Alaska. În fiecare dimineață mă uitam pe geamul de la căsuța unde stăteam și puteam admira munții în toată splendoarea lor. And there were two towering mountains and two glaciers. Și mi-aduc aminte că vedeam pe geamul căsuței mele doi munți, două vârfuri mari de munte și două lacuri glaciare. I would sit down for breakfast with my children. And say, look at
look at those mountains. Stăteam cu copiii mei la masă și mâncam dimineața micul dejun și ne îndemnam unul pe altul. Hey, uite-te ce frumusețe, uite-te la munții aia. Look at that beautiful sunset, how the sun reflects off the snow in the peaks of those mountains. Uitați-vă la pusul ăla de soare și cum se reflectă lumina extraordinară în zăpadă și apoi în lacurile acelea. Why did I say this to my children? They were sitting right there. De ce spuneam lucrurile astea copiilor mei? Că erau și ei acolo lângă mine, aveau și ei ochi să se vadă, să se uite pe geam, nu? Were my children blind? Oare erau copiii mei orbi? Nu vedeau și ei același lucru ca și mine? No, they could see the mountains like I could. Nu, bineînțeles că și ei vedeau munții la fel cum îi vedeam și eu. No, I was verbally delighting in the beautiful scene before me. Dar îmi doream să verbalizez bucuria de a vedea ceva atât de frumos. To quote author C.S. Lewis. Ca să-l citez pe autorul C.S. Lewis. I think we delight to praise what we enjoy because the praise not merely expresses but completes the enjoyment. Cred că ne place să verbalizăm, ne place să lăudăm ceea ce vedem, pentru că atunci când lăudăm ceea ce vedem, nu doar că exprimă ceea ce vedem, ci completează, desăvârșește acea bucurie de a vedea ceva special. It is not out of compliment that lovers keep on telling one another how beautiful they are. Nu pentru că au nevoie de complimentele unul altuia își spun doi îndrăgostiți în mod constant cât de minunat sunt sau cât de minunat este el sau ea. The delight is incomplete until it is expressed. Plăcerea nu e completă până când nu este și exprimată prin cuvinte. I think this is what's happening in this psalm with King David. Eu cred că asta face David aici în Psalmul 16. He is completing his delight as he spoke about or sung about the saints. Într-un fel, el își desăvârșește această plăcere în timp ce vorbește despre plăcerea pe care o are în sfinții din țară. See, delighting in God and delighting in God's people goes together. Observați, vă rog, ați găsit plăcerea în Dumnezeu și ați găsit plăcerea în poporul lui Dumnezeu, merg întotdeauna mână în mână. We mentally and we verbally delight in God's people because we see God in them and at work in them. Ne găsim plăcerea mentală în poporul lui Dumnezeu și verbalizăm această plăcere pe care o experimentăm cu mintea. But I believe there's another reason that we delight in God's people. Dar asta ne conduce înspre un al doilea motiv pentru care ne găsim plăcerea în poporul lui Dumnezeu. And maybe you've seldom, if ever, thought about this before. Și s-ar putea ca să nu te fi gândit foarte des la acest aspect. You may have even a hard time believing it. Sau poate chiar îți este greu să crezi ceea ce vei auzi. We delight in God's people because He is delighting in us as His people. Noi ne găsim plăcerea în poporul lui pentru că El, Dumnezeu, își găsește plăcerea în noi ca popor al lui. See, David in the psalm, the author of the psalm, is not only a model for us in Scripture. Dragii mei, vedeți, David, ca autor al psalmilor, nu este doar un model pe care noi ar trebui să-l urmăm. King David represents another king to come. David îl reprezintă pe un alt rege mai măreț care urma să vină. He pointed forward to another king, King Jesus. Regele David arăta, îndrepta atenția înspre marele rege, Iisus Hristos. And it is Jesus who delights and sings over his children. Iar Iisus Hristos își găsește plăcerea și cântă peste copiii lui. He delights in all those whom he has redeemed, all those who have placed their saving faith in him. El își găsește plăcerea în toți aceia pe care a răscumpărat, își găsește plăcerea în toți aceia care își pun încrederea în el. He delights in all those who seek and follow him. Își găsește plăcerea în toți aceia care îl caută și care îl urmează. See, Jesus Christ died on the cross for our sins and rose from the dead. Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre și apoi a înviat din morți. And he is alive, reigning and ruling today. Și el este viu și domnește astăzi. And you may ask, well, what is he doing now? I can't see him. What is he doing? Noi nu-l vedem, prin urmare nu putem să întrebăm oare ce face Iisus acum. I'll tell you one thing he's doing. He's delighting over those he has redeemed. Știu sigur ce face Iisus acum, își găsește plăcerea în toți aceia pe care i-a răscumpărat. This was prophesied
back in the Old Testament by a prophet named Zephaniah. Și dragii mei, exact asta este o profeție pe care a făcut-o un proroc cu multe sute de ani în urmă, și anume pe nume Zephaniah. Zephaniah speaks of a future day in Zephaniah 3. I'm just going to read verse 17 for you. Și Zephaniah ne scrie în capitolul 3, în versetul 17, o profeție despre Isus. He's speaking of God, a king to come. El îl prezintă pe Isus Hristos ca fiind regele care urma să vină. Verse 17 in Zephaniah 3. Și el spune astfel în Zefania 3 cu 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. I believe the prophet is speaking of Jesus. Eu cred că aici profetul vorbea despre Isus. He will exalt over you not just with singing, but loud singing. El nu va mai putea de veselie, va cânta cât va putea peste tine, pentru tine. Do you believe it? Crezi tu adevărul acesta? The Lord Jesus celebrates and exalts over his people. Iisus Hristos sărbătorește sărbătorește lucrarea poporului, lucrarea lui în poporul său. And he will return one day to do just that. Și într-o zi se va întoarce ca să facă lucrul acesta într-un mod complet, desăvârșit. And he will sing over you. Și va cânta atunci și peste tine din nou. Ah, you will hear him sing. Și îl vei auzi pe Iisus regele cântând pentru tine. Do you feel a little uncomfortable with that? Te simți cumva inconfortabil auzind cuvintele acestea? Sometimes I do. Eu mărturisesc că uneori da, mă simt foarte inconfortabil. If your focus is primarily on your problems and your sins and not on God and his grace, you will struggle to believe this. Dacă de obicei te concentrezi asupra ta și asupra problemelor tale și asupra păcatelor tale, vei avea de multe ori dificultăți în a crede ceea ce ai auzit puțin mai devreme. I had to check a commentary on the Bible to make sure I was reading this correctly. A trebuit, când încercam să înțeleg versetul acesta, să citesc un comentariu pe textul ăsta ca să mă asigur că înțeleg ce trebuie. The ESV Study Bible says this about verse 17, which we read to you. Și un comentariu pe Biblia ESV spune următoarele lucruri despre pasajul acesta. Speaking of God's singing. Vorbind despre Dumnezeu care cântă. This is not an aloof, emotionless contentment. Aceasta nu este o mulțumire, o împlinire de asta emoțională doar. But it bursts forth in joyful divine celebration. Este o izbucnire în afară a acelei bucurii divine, a sărbătorii divine. He will exalt over you with loud singing. El se va înălța pe sine, peste tine, cântând cât poate de tare. As you delight in God. În timp ce tu îți găsești plăcerea în Dumnezeu. He is personally delighting in you. El personal își găsește plăcerea în tine. For all those who are his children. Își găsește plăcerea în toți aceia care sunt copiii lui. But please hear this as well. Dar ascultați de asemenea și acest lucru. God is also delighting in the person next to you. Dumnezeu nu își găsește plăcerea doar în tine, ci și în persoana care stă acum lângă tine. In all those who are his children. Și în toți cei ce sunt copiii lui. Are you delighting in them? Tu îți găsești plăcerea în ei? That leads to the second point and final point. Și aceasta ne duce la cel de-al doilea punct al mesajului meu din această dimineață, din această seară. When delighting is difficult. Când plăcerea devine dificilă. Sometimes let's admit it. Sometimes it's really hard to delight in other people. Haideți să recunoaștem că uneori e tare greu să-ți găsești plăcerea în oamenii, chiar și în oamenii lui Dumnezeu. Yes, even Christians. Știu, chiar și în oamenii care sunt creștini. Have you ever noticed it's quite natural to see sin or what is wrong in other people? Nu vi se pare că e foarte natural, e foarte normal și foarte ușor să vezi păcatul și greșelile din viața oamenilor de lângă tine? It's not hard. We don't need to be taught that. Nu, nu, nu. It's natural. Nu trebuie să faci eforturi. Așa, vine ușor chestia asta.
See, it's natural to see sin, but it's supernatural to see grace. Este natural să vezi păcatul, dar ai nevoie de ceva supranatural ca să vezi harul care este în viața unor oameni. If your heart is not delighting in God, it's safe to say that you will not delight in his saints. Și îți spun sigur că dacă inima ta nu-și găsește plăcerea în Dumnezeu, cu siguranță nu-și va găsi plăcerea nici în sfinții lui Dumnezeu. At least not the way the Bible speaks of delighting. Sau cel puțin nu o să-și găsească plăcerea în felul în care Biblia vorbește despre plăcerea asta pe care ar trebui să o avem. I mean, you may enjoy spending time with people in the church. S-ar putea să nu te deranjeze foarte tare, să chiar placă așa să petrești timp din când în când cu oamenii din biserică. You may even call them your friends. S-ar putea chiar să-i socotești printre prietenii tăi. You may even serve them. S-ar putea ca uneori să-i și slujești. But let's be honest, there's not really any true delight. Dar haideți să recunoaștem, toate astea nu înseamnă plăcere de adevăratelea. If you're not delighting in God, dacă nu-ți găsești plăcerea în Dumnezeu, you are delighting in someone or something else. Te asiguri că-ți găsești plăcerea în altcineva sau în altceva. Psalm 16:4 says you're actually running after another god. În Psalmul 16, versetul 4, ni se spune că te vei duce după alți dumnezei, după alți idoli. And when we do that, the end is not, is the end is sorrow. It's not delight. Și când facem lucrul acesta, nu ajungem niciodată la plăcere. De fapt, e drumul clar înspre suferință. But once we learn to delight in God's goodness and grace, we will be able to delight in God's children. Dar când vom învăța să ne bucurăm în îndurarea și în bunătatea lui Dumnezeu și să ne găsim plăcerea în ele, vom ajunge să ne găsim plăcerea și în copiii lui Dumnezeu. If you've never really delighted in God's people, this whole idea of church is totally new to you. Dacă nu ai găsit niciodată plăcere în ideea asta de oameni din biserică, toată chestia asta cu biserica de fapt e nouă pentru tine, greu de acceptat. I just want to encourage you that you have a beautiful inheritance in Christ. Vreau însă să-ți spun că tu ai parte de o moștenire fantastică în Hristos. That inheritance is God and his people. Și această moștenire e Dumnezeu și poporul lui. Let's go back and read Psalm 16 verses 5 and 6 now. Haideți să ne uităm la versetele 4 și 5 din Psalmul 16. Idolii se înmulțesc. Oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, tu îmi îndrepți sorțul meu. What is this beautiful inheritance? It's the Lord and his people. 5 and 6. Yeah. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. What is this beautiful inheritance in verse 6? Care este această moștenire plăcută în versetul 6? It's the Lord and his people. Este Domnul și poporul său. This is the promise that God holds out for you and me to content and delight our souls. Aceasta este promisiunea pe care ne-o face Dumnezeu ca să ne împlinească, să ne îmbucure sufletul. I'm not sure how you got here. How you got to Ploiești. Nu știu cum de ajuns să locuiești în Ploiești. Maybe you're born here. Poate te-ai născut în Ploiești. Maybe your job brought you here. Poate serviciul te-a dus în Ploiești. Maybe you came here because of the university. Poate ai ajuns la Ploiești datorită facultății. Whatever the case, God has brought you here. Dar indiferent de motivele acestea orizontale, Dumnezeu de fapt te-a dus. God has providentially ordered your steps. Dumnezeu în mod providențial te-a condus, a condus pașii tăi până aici. Even the very people that are in your life right now. Și Dumnezeu în mod providențial i-a dus și pe oamenii care sunt prezenți acum în viața ta, acolo. The saints that you see when you open this door and come into this auditorium. Sfinții pe care i-ai văzut când ai deschis ușa și ai intrat în sala aceasta au fost aduși de Dumnezeu în viața ta. And if you're in a small group, all those who happen to be in your small group. Cei care sunteți parte dintr-un grup mic, vreau să vă spun clar că Dumnezeu v-a pus în mod providențial lângă oamenii ăia din grupul mic. Or those who live close to you, your neighbor. Oamenii aceia care sunt aproape de voi, poate vecinii voștri. Perhaps some of you are new Christians and you're here, you put a saving faith in Christ, but it has been very difficult. Unii dintre voi s-ar putea să fiți la începutul vieții de credință și v-ați pus credința în Domnul Iisus Hristos, dar viața pare dificilă, complicată.
Maybe even your family has rejected you or distanced themselves from you. Sau s-ar putea ca în urma acestei decizii pe care ai luat-o cei din familia ta să te izoleze un pic, să se distanțeze de tine chiar. I just want to acknowledge how difficult that can be. Eu știu că este greu să experimentezi așa ceva. But if that's you, Christ has a stunning promise for you. Dar dacă tu ești acela care trece prin așa ceva, vreau să te asigur că Iisus Hristos are o promisiune fenomenală pentru tine. Oh, it's an inheritance. Este o moștenire pe care a pregătit-o. We have to hear the words of Christ in Mark 10 verses 29 and 30. In fact, why don't you turn there in your Bibles if you can. De fapt, haideți să ascultăm cuvintele lui Iisus chiar în Marcu 10. Mark 10 verses 29 and 30. Versetul 29 și 30. Marcu 10, 29 și 30. Ascultați cuvintele Domnului Iisus Hristos. Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult, mai multe case, mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în viacul viitor viața veșnică. Once again, let's answer the question, what is this inheritance that we can look forward to? Ce este această moștenire la care ne uităm cu speranță? We have the answer here in Mark 10. Avem răspunsul aici în Marcu 10. It's houses, brothers, sisters. Casele astea, frați, surori. Mothers, children and lands. Mame, tați și copii. What in the world is Jesus talking about? Despre ce vorbește Iisus când face lista asta? I believe he's talking about the hospitality and friendship of those fellow believers. Eu cred că se referă la ospitalitatea pe care ne-o vor oferi toți cei ce sunt frații noștri în credință. Those who are close to you as well as far away lands who are Christians. Oamenii aceia care sunt poate departe de tine sau poate sunt aproape de tine. This is your spiritual family. Ăștia sunt, toți aceștia formează familia spirituală în care te-a așezat Dumnezeu. It's the saints. Sunt sfinții. It's me and you. Suntem eu și cu tine. This promise isn't just in the life to come in heaven. Promisiunea aceasta nu este doar despre viața viitoare cândva în cer. He's talking about this life as well. El vorbește și promisiunea aceasta este pentru viața aceasta acum. Jesus is talking about the church. Iisus Hristos vorbește despre biserică. And that includes this local church. Și când vorbește despre biserică se referă și la această adunare locală a bisericii. Oh, that is great news. Și asta e o veste extraordinară. Have you experienced such family? Ai experimentat această plăcere a familiei lui Hristos? Have you learned to take joy in those around you in the church? Ai învățat să -ți găsești bucuria în cei care sunt în jurul tău în biserica din care faci parte? As I mentioned earlier, I realize it can be very difficult to do that. Așa cum spuneam puțin mai devreme, îmi dau seama că uneori este dificil să faci lucrul ăsta. It's just really easy to distance ourselves from those even in the church who maybe we don't click with or we're in conflict with. E foarte ușor să ne distanțăm în mod natural de aceia cu care nu facem click, cu aceia cu care, nu știu, avem puncte de vedere diferite, poate. Oh, instead of distancing yourself from them, I just want to encourage you to step forward and learn to delight in them. Te rog, nu te îndepărta de oamenii ăștia. Fă un pas al credinței și încearcă să te apropii de ei și să înveți să-ți găsești bucuria și plăcerea în ei. Oh, I realize they may be very different from you. S-ar putea ca mulți dintre ei să fie diferiți de cât ești tu. That's the beauty and diversity of the body of Christ. Asta e frumusețea trupului lui Hristos, în diversitatea asta pe care o reprezintă El, pe care o manifestă El. We're different. Suntem diferiți. But we share one thing in common, who is Christ. Dar împărtășim ceva în comun și asta este viața lui Hristos. And the world sees how you love one another and they say that that's not normal. Și când lumea vede cum vă iubiți voi, spune, așa ceva nu e normal. People of these two different ethnicities, they don't naturally love one another. Uite, oamenii ăștia care sunt din etnii diferite, dar se iubesc, asta nu e normal. What's going on here? Ce se întâmplă aici? Oh, it's a supernatural love of Jesus. Oh, nu este nimic altceva decât dragostea supranaturală a lui Iisus. Oh, it's the church. Este biserica. And it testifies of Christ's saving power and love. Este acea biserică care experimentează dragostea și harul Domnului Iisus Hristos. Can I encourage you today? Pot să te încurajez în această seară? Stoke or feed that delight.
Continuă să hrănești acea plăcere a inimii tale. Go and tell someone, even this evening, just how much you appreciate them, how much they mean to you. Du-te la cineva, poate chiar în după-amiaza aceasta, du-te la cineva și spune cât de mult îl apreciez, cât de mult apreciez că Dumnezeu lucrează în viața mea. Don't just think it, verbalize it. Nu doar o gândi aici, verbalizează lucrul ăsta. Thank God for them. Mulțumește lui Dumnezeu pentru oamenii de lângă tine. And then tell them that you thank God for them. Și apoi spune-le lor că ești mulțumitor înaintea lui Dumnezeu pentru ei. When you do it, your delight will be complete. Și când vei face lucrul acesta, vei vedea că plăcerea ta va începe să se desăvârșească, să crească. Delight is contagious. Iar plăcerea e contagioasă. It's how the world will know that we are his disciples. Așa va afla lumea că noi suntem ucenicii lui. Amen. Amin. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Lord, I realize that what I'm speaking of is truly supernatural this evening. Doamne, realizez că tot ceea ce am spus în seara aceasta este supranatural. We have no ability in ourselves to love others or to delight in others. Doamne, noi nu avem nicio abilitate noi înșine ca să iubim pe alții sau să ne găsim plăcerea în alții. Our ability to delight in others can only come when we realize that Jesus, you have redeemed us and delight in us. Abilitatea noastră de a iubi pe alții se activează în momentul în care ne dăm seama că tu, Doamne Iisuse, ne-ai iubit suficient de mult încât să mori ca să ne răscumperi. Oh, love, pour out, oh Spirit, oh, pour out the love of Christ into our hearts that we may pour it out to others. Și te rugăm, Duhule al lui Hristos, să torni dragostea Domnului Iisus în inimile noastre pentru ca mai apoi să se manifeste din noi înspre alții. Forgive us when we have failed to love and delight in others. Iartă-ne, te rugăm frumos, când am falimentat ca să iubim pe alții. And put in us a new heart that we would rejoice in you and your people, the church. Și pune în noi, te rugăm frumos, o nouă inimă, o inimă nouă care să-și găsească plăcerea în tine și în poporul tău. And I pray as a result that people would take note here in Ploiești. They would see this church and see the love that they have for one another and delight. Și mă rog, Doamne, ca în timp ce lucrul acesta se va întâmpla, oamenii din Ploiești să vadă, să fie martori la această dragoste supranaturală a poporului tău unii pentru alții. And they would say, I want that. Și să spună, îmi doresc și eu ce. Most importantly, I want Christ. Și mai ales, îmi doresc și eu pe Hristos. Oh Savior, glorify yourself. O Mântuitorule, înalță-te pe tine însuți. In this church. În biserica aceasta. And in our joy. Și în bucuria noastră. Amen. Amen.